Vom rezolva în cele ce urmează trei exerciții cu expresii algebrice care ne conduc la probleme de divizibilitate de clasa a 5-a. După cum vedeți, avem prima cerință, arătați că e de n este divizibil cu 3 oricare ar fi numărul natural n și vom vedea cum arată e de n după ce aducem la o formă mai simplă, apoi arătați că e de n este un număr par și apoi arătați aflați pe n natural pentru care e de n este un număr prim. Înainte de a ne apuca de rezolvarea propriu-zisă a acestor exerciții, să vedem cum putem arăta că un număr natural este divizibil cu un alt număr natural. O variantă este să mergem pe criteriile de divizibilitate pe care le știm pentru 2, 3, 4, 5, 9 și 10. Unii dintre noi poate știu și pentru 25 și orice putere ale lui 5, respectiv orice putere ale lui 2, dar nu le vom întâlni la examen. Și există și situații în care, indiferent câte criterii de divizibilitate cunoaștem, problema nu se rezolvă cu ajutorul lor. Și atunci trebuie să mergem pe definiție. Adică, noi învățăm în clasa 5-a că un număr natural este divizibil, de exemplu, cu 3, dacă există un alt număr natural, astfel încât acesta să se scrie ca 3 ori numărul natural respectiv. Adică dacă este multiplu de 3. Și atunci, într-o problemă, a arăta că, de exemplu, e de n este divizibil cu 3, înseamnă a arăta că e de n se poate scrie ca produsul dintre 3 și un alt număr natural. Adică că e de n este multiplu de 3. Dacă vrem să arătăm că e de n este par, adică că e de n este divizibil cu 2, atunci trebuie să arătăm că e de n se poate scrie ca produsul dintre 2 și un alt număr natural, adică că este de forma 2k, unde k este un număr natural. Și dacă vrem în general să arătăm că e de n este divizibil cu orice alt număr natural nenul, voi scrie aici p, asta va însemna să arătăm că e de n se poate scrie ca p ori k, unde k este un număr natural. Deci trebuie scris ca un produs de doi factori, dintre care unul din factori să fie acel număr cu care vrem să arătăm că este divizibil. Și atunci multe din aceste probleme devin probleme de transformare a unor sume de termeni în produse, care ne conduc la factor comun, ceea ce o să vedem pe măsură ce le rezolvăm. Ceea ce iară trebuie să ținem cont este faptul că dacă luăm un număr natural și îl împărțim la 3, putem obține fie o împărțire exactă, adică rest 0, caz în care am zis că acel număr se împarte exact la 3, adică este de forma 3 ori cineva, fie puteam obține restul 1, ceea ce înseamnă că acel număr este de forma 3 ori cineva plus 1, împărțitor oricâtul plus restul, fie dacă îl împărțim la 3, puteam obține restul 2, adică acel număr era de forma 3 ori cineva, 3 ori k, plus 2. Și atunci, dacă le gândim raportate la divizibilitatea cu 3, toate numerele naturale sunt fie de forma 3k, fie de forma 3k plus 1, fie de forma 3k plus 2, unde k este un număr natural. Adică dacă le împărțim la 3, putem să n-avem rest, adică să avem restul 0, putem să avem restul 1 sau putem să avem restul 2. În același fel, atunci când împărțim un număr natural la 2, putem să nu obținem rest, deci să obținem restul 0, caz în care acel număr este par, adică de forma 2 ori k, sau putem să obținem restul 1, ceea ce se întâmplă în cazul numerelor impare, care vor fi atunci de forma 2k plus 1. De aceea când vreți în matematică să ziceți par, ziceți 2 ori k și când vreți să ziceți impar, ziceți 2 ori k plus 1. Și pentru numere prime va fi o discuție separată pe care o vom avea aici la al treilea exercițiu. Să le luăm atunci pe rând. Prima dintre probleme ne propune aici o expresie e de x, unde x este un număr real și trebuie să arătăm că e de n este divizibil cu 3, oricare ar fi numărul natural n. Atunci, pe e de x, pentru început, o vom aduce la o formă mai simplă. E de x este egal cu x pe lângă x minus 1 la a doua minus x pătrat minus x plus 1 pe lângă 2 minus x minus x pe lângă x pătrat minus 2x plus 2
și plus 2. Înseamnă să facem puțin calcul algebric, ia să vedem. X minus 1 totul la a doua. Folosim formula a minus b la a doua, care este a la a doua minus 2ab plus b la a doua. Deci va fi x la a doua minus 2 ori x ori 1, adică 2x plus 1 la a doua, care este 1. Și nu uităm că aveam x pe lângă, minus. Aici, pentru a efectua calculele, vom păstra totul în paranteză, deoarece este un minus în fața calculului, și înmulțim fiecare termen din prima paranteză cu fiecare termen din cea de-a doua. Deci începând cu x pătrat, avem x pătrat ori 2, care este 2x pătrat, apoi x pătrat ori minus x, care este minus x la a treia, și cu x pătrat am parcurs ambii termeni din a doua paranteză, deci mergem mai departe la minus x. Minus x ori 2 este minus 2x, iar minus x ori minus x, minus ori minus e plus, da? Minus x ori minus x este plus x la a doua. Și, în fine, îl avem pe 1, 1 ori 2 este 2 și 1 ori minus x este minus x. Mai departe, avem minus x înmulțit cu, și atunci minus x ori x la a doua va fi minus x la a treia, minus x ori minus 2x va fi plus 2x pătrat, minus x ori plus 2 va fi minus 2x și la final îl aveam pe plus 2. Este egal mai departe cu, să ne desfacem parantezele, x ori x la a doua este x la a treia, x ori minus 2x minus 2x la a doua, x ori 1 x, minus în fața parantezei schimbă semnul termenilor din paranteză, deci avem minus 2x pătrat, minus minus adică plus x la a treia, plus 2x, minus plus adică minus x pătrat, minus plus adică minus 2, plus x, deoarece aveam minus minus x. Și în continuare mai aveam minus x la a treia, plus 2x pătrat, minus 2x, plus 2. Este egal cu. Am ajuns aici, să ne reducem atunci termenii asemenea. Avem x la a treia, plus x la a treia care este 2x la a treia, minus x la a treia care ne va da doar x la puterea a treia. În continuare avem minus 2x pătrat, minus 2x pătrat care este minus 4x pătrat, cu minus x pătrat va fi minus 5x pătrat și plus 2x pătrat va fi minus 3x pătrat. Apoi, termenii cu x. X plus 2x este 3x, 4x și 4x minus 2x ne va fi plus 2x. Și mai avem aici minus 2 și plus 2 care se reduc este 0. Deci, expresia noastră e de x este egală cu x la a treia minus 3x pătrat plus 2x. Ceea ce ni se cere nouă este să arătăm că e de n este divizibil cu 3 oricare ar fi numărul natural n. E de n va fi, înlocuim pe x din expresie cu n, n la a treia minus 3n pătrat plus 2n. Și acum am depășit clasa 8-a, dar am depășit-o mergând în sens invers și am ajuns la clasa 5-a, unde trebuie să arătăm că n la 3 minus 3n pătrat plus 2n este divizibil cu 3. Și după cum spuneam, ca să arătăm că numărul nostru este divizibil cu 3, trebuie să arătăm că acest număr, n la 3 minus 3n pătrat plus 2n, se poate scrie astfel, 3 ori cineva, 3 ori k, unde k este un număr natural. După cum puteți însă vedea, în membru stâng noi avem o sumă care trebuie să o comparăm cu un produs. Și atunci și această sumă vom dori să o scriem sub formă de produs. Ceea ce înseamnă de fapt să descompunem în factori pe n la 3 minus 3n pătrat plus 2n. Și o primă chestiune pe care o putem observa este că se poate scoate n factor comun. Deci scoatem pe n factor comun pe lângă n pătrat minus 3n plus 2. Este egal mai departe cu. Nu este descompus în totalitate, întrucât n la 3, n la 2 minus 3n plus 2 se poate descompune în factori. Și cel mai probabil că majoritatea știți deja
că într-o astfel de situație ne este util să căutăm două numere care adunate dau minus 3 și înmulțite dau 2. Acele două numere sunt, și aici putem merge pe încercări, 1 și 2 adunate dau 3, nu minus 3, minus 1 și minus 2 înmulțite dau 2 și adunate dau minus 3. Deci numerele sunt minus 1 și minus 2. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că pe minus 3n îl scriem ca minus 2n minus n sau minus 1n minus 2n. Era tot aia. Și atunci avem n pe lângă, n pătrat, minus 2n minus n plus 2 este egal mai departe cu, și acum scoatem factor comun pe perechi. N pe lângă, din primii doi termeni factorul comun este n pe lângă n minus 2 și aici avem minus n plus 2, așa că îl scoatem pe minus în fața parantezei. Iar în paranteză îi vom avea pe cei doi termeni cu semnele schimbate. Minus n a devenit n, plus 2 a devenit minus 2. Ca să ne verificăm, să vedem dacă desfacem paranteza, ajungem oare în același punct din care am plecat? Dacă desfacem paranteza, se schimbă semnele. Minus n plus 2, adică exact ceea ce am avut. Și atunci este egal în continuare cu n minus 2, acum iese factor comun și va fi n pe lângă, adică ori, n minus 2, ori n minus 1, pe care dacă nu vă supărați, am să-l rescriu astfel ca să putem face observație legat de el, n minus 2 primul, care este cel mai mic, n minus 1 și apoi n. Ce avem aici este un produs de 3 numere consecutive, n minus 2, apoi n minus 1, care este cu 1 mai mare decât n minus 2 și n. Iar un produs de 3 numere consecutive este divizibil cu 3. Dar să zicem că noi nu vrem să încheiem problema aici și să zicem produs de 3 numere consecutive este divizibil cu 3, ci vrem să demonstrăm până la capăt. Nu vrem să pierdem punctaj pentru că n-am demonstrat fiecare pas. Și atunci, ce trebuie noi să arătăm? Trebuie să arătăm că e de n este de forma 3k. Și dacă vă amintiți, spuneam că orice număr natural poate fi scris fie în forma 3 ori k, fie 3 ori k plus 1, fie 3 ori k plus 2. Și atunci avem 3 cazuri, și anume, în primul caz, dacă n este un număr care este divizibil cu 3, adică dacă n este de forma 3k, atunci e de n ar fi egal cu, și înlocuim pe n cu 3k, 3k minus 2 ori 3k minus 1 ori 3k. După cum putem vedea, acest produs este divizibil cu 3. De ce este divizibil cu 3? Pentru că este produsul dintre 3 și un alt număr natural. Indiferent care ar fi acel număr natural. Dacă se poate scrie ca 3 ori un număr natural, atunci este multiplu de 3, adică este divizibil cu 3. Mergem mai departe. Dacă n nu era un număr care se împarte la 3, ci era un număr pe care dacă îl împărțim la 3, obținem restul 1, adică era de forma 3k plus 1. Atunci e de n, oare ne mai dădea un număr divizibil cu 3? Păi să vedem. Am avea atunci 3k plus 1 minus 2, ori 3k plus 1 minus 1, ori n care este 3k plus 1. Efectuăm în paranteze calculele, este egal cu 3k plus 1 minus 2 care este 3k minus 1. 3k plus 1 minus 1, iată că este 3k. Și următoarea paranteză era 3k plus 1. Deci este divizibil cu 3. De ce zic că este divizibil cu 3? Pentru că din nou este produsul dintre 3 și un alt număr natural. Și în fine, ultima situație posibilă ca n să fie de forma 3k plus 2. Adică nu este divizibil cu 3, dar împărțit la 3 ne dă restul 2. Nu există alte resturi în afară de 0, 1 și 2. Și atunci avem e de n este 3k plus 2 minus 2 pe lângă 3k plus 2 minus 1 pe lângă 3k plus 2. Deoarece l-am înlocuit pe n,
cu 3k plus 2. Și sunt convins că ați observat deja, în prima paranteză avem 3k ori, în continuare avem 3k plus 1 și 3k plus 2. Și din nou vom zice că este divizibil cu 3, deoarece, iată aici, îl avem pe 3. Adică numărul nostru este un produs în care unul din factori este 3. Deci este multiplu de 3. Și așa demonstrăm și pentru divizibilitate cu 3, cu 4, cu 5, cu orice. Dacă se poate scrie ca multiplu de acel număr, atunci este divizibil cu acel număr. Și acum probabil vă puneți problema, dar dacă n este 0, 1 sau 2, nu cumva aici obțineam unul din factori negativ? Păi nu contează, deoarece dacă n este 0, rezultatul acestui produs este 0, deoarece este totul ori 0. Dacă n este 1, atunci n minus 1 este 0, deci e de n ne dă tot 0, care este divizibil cu 3. Și dacă n este 2, atunci n minus 2 este 0, deci e de n este egal cu 0. Ne scriem și această observație, că dacă n aparține mulțimii formate din 0, 1 și 2, adică dacă n este 0, 1 sau 2, atunci e de n ne dă 0, care și 0 este un număr divizibil cu 3. Aceasta a fost prima problemă, să trecem mai departe la problema a doua. Aici avem din nou expresie e de x cu x număr real și trebuie să arătăm că e de n este un număr par, oricare ar fi numărul natural n. Acum număr par înseamnă divizibil cu 2, adică deja ar trebui să știm, trebuie să arătăm că e de n este de forma 2k, unde k să fie un număr natural. Și ne efectuăm atunci calculul pentru a-l aduce pe e de x la o formă mai simplă. E de x este, haideți să calculăm mai direct, este 3 ori paranteză, deci avem 3 ori x pătrat, 3 ori minus 3 care este minus 9, minus, în paranteză avem a minus b la a doua, deci avem a la a doua, adică 4x pătrat, minus 2ab, adică minus 4x, plus b la a doua, 1 la a doua care este 1, plus, desfacem și această paranteză, 2x pătrat, minus 3x și plus 10. Atunci, e de x va fi egal cu 3x pătrat minus 9, minus în fața parantezei schimbă semnul termenilor din paranteză, așa că toți termenii noștri vor avea semnul diferit, plus 2x pătrat minus 3x plus 10. Și reducem termenii asemenea pentru a ajunge la cea mai simplă formă. 3x pătrat minus 4x pătrat plus 2x pătrat este x pătrat, deoarece 3 minus 4 plus 2 este 1. Apoi 4x minus 3x este x și iată minus 9 minus 1 plus 10 este 0. Deci expresia noastră e de x este egală cu x pătrat plus x. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că expresia în n, adică e de n, va fi egală cu n pătrat plus n. Și noi trebuie să arătăm că n este un număr par, oricare ar fi numărul natural n. Adică noi trebuie să arătăm că este divizibil cu 2. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că trebuie să arătăm că n pătrat plus n este de forma 2 ori cineva, unde acel cineva, acel număr, este natural. Și aici, din nou, putem să mergem pe cazuri. Dar, înainte, iată, în membru drept avem un produs, în membru stâng avem o sumă. Așa că, haideți să-l descompunem în factori. Ne este foarte simplu, pentru că putem doar să scoatem factor comun și obținem n pe lângă n plus 1, care trebuie să fie egal cu 2 ori k. Bun, ce cazuri avem? Păi un număr natural poate fi par sau impar. Deci luăm cazul dacă n este par, adică dacă este de forma 2k, caz în care e de n ne dă, în loc de n vom scrie 2k, deci 2k pe lângă 2k plus 1. Dar iată, acesta este un produs în care unul din factori este 2, deci este divizibil cu 2. Apoi, n poate fi de forma 2k plus 1, adică prin împărțire la 2 obținem restul 1, adică este un număr impar.
Și atunci e de n va fi egal cu, pe n îl înlocuim cu 2k, deci este 2k plus 1, ori, în paranteză avem, 2k plus 1 plus 1, care este egal cu 2k plus 1, pe lângă 2k plus 2. Ce putem observa? În a doua paranteză putem să-l scoatem factor comun pe 2. Deci va fi egal cu 2k plus 1, primul factor, ori, și am zis că îl scoatem factor comun pe 2, da, din cea de-a doua paranteză, 2 pe lângă, și în paranteză rămânem cu k plus 1, care este din nou divizibil cu 2, deoarece, iată, și de această dată, unul din factorii acestui produs este 2. Sper că s-a înțeles procedeul pentru acest tip de probleme. Ideea e că aducem la o formă mai simplă, apoi ne descompunem în factori expresia noastră e de n, dacă acest lucru este posibil, și apoi mergem pe cazuri. Ce ar mai fi de menționat aici este faptul că, cel puțin aici la paritate, se putea rezolva și cu par impar, deci numai să zicem dacă n este par, avem par plus par care ne dă par, și dacă n este impar, avem impar plus impar care ne dă par. Deci, în cazul numerelor pare-impare, putem să discutăm chestiunea așa. Doar că am încercat să vă arăt o rezolvare care să fie la fel cu rezolvarea pentru problema anterioară, ca să înțelegeți că de fapt e același lucru. Adică e același tip de problemă. Și atunci mergem mai departe la problema a treia. Și aici ne întâlnim cu o expresie și trebuie apoi să-l aflăm pe n, pentru care e de n este un număr prim. Ce trebuie să știm aici? Un număr prim are exact doi divizori, pe 1 și pe el însuși. Așa că un număr prim se poate scrie ca produs de două numere naturale într-un singur fel. 1 ori p sau, desigur, p ori 1. Dar, într-un singur fel, vreau să zic, folosind doar acești doi factori. Un exemplu de număr prim ar fi 13 și singurul fel în care îl putem scrie pe 13 ca produs este să-l scriem ca 1 ori 13 sau 13 ori 1, produsul factorilor 1 și 13. Și atunci, pentru expresia noastră e de n, când vom vrea să-l aflăm pe n pentru care e de n este prim, vom folosi acest lucru, și anume că nu poate fi scris decât ca produs de doi factori, dintre care unul trebuie neapărat să fie 1, iar celălalt factor să fie un număr prim. Haideți înainte să o aducem la o formă mai simplă. Avem e de x care este egală cu, și vom efectua calculele, 1 minus 3x ori 2 minus x înseamnă 3x ori 2, 6x, și apoi minus 3x ori minus x, care este plus 3x pătrat. Apoi x minus 1 la a doua ne va fi, și păstrăm minus în fața parantezei, x la a doua minus 2x plus 1. Folosim formula a minus b la a doua. Plus 7x. Atunci obținem că e de x este egal cu 1 minus 6x plus 3x pătrat, minus în fața parantezei, schimbă semnul termenilor din paranteză, plus 7x. Și deci e de x este egal cu, reducem termenii asemenea, avem aici 3x pătrat minus x pătrat, care va fi 2x pătrat, apoi minus 6x plus 2x este minus 4x și plus 7x este plus 3x. Și apoi avem plus 1 minus 1 care se reduc. Deci e de x este egală cu 2x pătrat plus 3x, unde x este un număr real, iar pe noi ne interesează să lucrăm cu numere naturale. Deci e de n va fi egal cu 2n pătrat plus 3n. Și noi trebuie să-l aflăm aici pe n, deci nu trebuie să arătăm că este prim. Acest număr nu este prim pentru orice valoare a lui n, ci noi trebuie să-l aflăm pe acel n pentru care 2n pătrat plus 3n este un număr prim. Și atunci 2n pătrat plus 3n este un număr prim dacă, atunci când îl scriem sub formă de produs,
Unul din factorii produsului este 1 și celălalt este un număr prim. Deci, din nou, trebuie să descompunem în factori. Și din nou, aceasta înseamnă doar să scoatem factori comun. Pn pe lângă 2n plus 3. Ziceam că vrem să arătăm că acest număr este prim. Atunci avem două posibilități. Fie primul factor este 1 și al doilea este prim, fie primul factor este prim și al doilea este 1. Și atunci mergem pe cele două cazuri. Dacă n este egal cu 1 și 2n plus 3 este prim. Păi dacă n este egal cu 1, atunci 2n plus 3 este 2 ori 1 plus 3, adică 5, care este un număr prim. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că pentru n egal 1, noi am obținut că e de n este 1 ori 5, adică 5. Deci n egal cu 1 ne va fi o primă soluție. Apoi mergem pe cel de-al doilea caz. Dacă primul era prim și al doilea era egal cu 1, adică n să fie prim, iar 2n plus 3 să fie egal cu 1. Dar iată că dacă 2n plus 3 este 1, 2n ne dă minus 2, care deja înseamnă că n ne dă minus 1, care nu este un număr natural. Deci, acest al doilea caz nu convine și atunci singura soluție pe care o avem este ca n să fie egal cu 1. Deci dacă n este egal cu 1, atunci e de n este prim. Reținem de aici, pentru a arăta că un număr este prim, noi arătăm că singurul fel în care se poate scrie ca produs de două numere este ca fiind produsul dintre 1 și un număr prim. Aceasta a fost atunci discuția noastră pe marginea acestui tip de exerciții. Mult succes în continuare!